născut de mic, așa, mititelcul la baia și eu n-am văzut om, n-am văzut nimica. Și era un curt, era tocmai așa, era rău. Și dumneavoastră, dacă știați că e rău, de ce l-ați lăsat acum? Eu am zis că nu e, poate să... Era legat? Da, a fost legat. Băiatul a avut ceva în mână, pâine cu oaș, așa, și s-a dus la el. Să-i dea ceva să mănânce, așa, acum... Și cum l-ați găsit? L-a găsit, tăticul meu l-a găsit jos și vorbea în timpul ăla. A țipat, a plâns? Ați anunțat dumneavoastră ambulanța? Nu, nu eu, băiatul meu a anunțat. Și l-ați transportat până aici cu mașina, nu? Da, da, cu... Până a venit mai dur, mai am... A durat, până a venit mai a durat, până a venit ambulanța și asta e. A plâns copilul? A plâns puțin, așa a plâns, dar nu... L-a mușcat de mai multe ori sau...? Da, aici așa la față, aici așa, aici cu urechi, aici așa, partea de aici este așa și aici în spate a fost aici, dar sânge a pierdut cam mult sânge. L-ați dus în brațe, l-ați? Păi da, l-am dus în brațe până aia și până am acceptat să vin ambulanța. Ce vă spun, asta-i. Da. Mi pare rău. Mai aveți copii? Da, mai am 4 copii. Mai mari? 3 băieți, nu. Am unul care face 16 ani, pe 17 august acum. O victimă, un minor de vârstă de 3 ani, venit în vizită cu mama la bunicii din partea mamei în comuna Tătăranu,
Se pare din primele verificări că ar fi fost mușcat de câinele familiei. Minorul a decedat, acum a fost transportat la serviciul de medicină legală. Facem cercetări în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii decesului. Mulțumesc! Acum asta le lipsea. Da, câinele era rău? Dar nu știu eu. Nu, eu stau aici și nu prea, nu, de ce să vorbesc, nici nu l-am văzut, nu ne duceam la ei, nu, n-avea. Era... Câini, știți că au câini periculoși? Nu știu. Eu stau la Focșan și viu numai aici câteva luni. De ce să florez niște minciuni dacă nu știu? Dumneavoastră stați mai aproape sau... Aproape. Știți, aveau câini periculoși, așa erau... Dacă i-a avut legat de un schii periculos. S-a dus copchilul la copchilul. Ei, copchilul s-a dus. Ei, copchilul e copchil. Ca câinele. Câinele nu-i rău. Păi și mama, credeți că a procedat bine să... Nu știu, domnule, eu am făcut paie, eu n-am văzut. Dar dumneavoastră v-ați lăsat copilul în preajma unui câine? Ei, nici nu am copii, nu pot vorbesc, mă promovă ceva. Nu știu. Dar ați auzit ce s-a întâmplat? Nu, am auzit că s-a întâmplat, dar a venit salvarea atunci. La mine, după s-a întâmplat, au venit două femei și am chemat salvarea eu. Dar nu m-am să văz ce este și care e cazul. Și am zis, băi, să nu chem salvarea degeaba, să fie cazul adevărat. Pe urmă, vine mașina și în 20 minute salvarea a venit. Dar i-am spus, copil de 3 ani, e mușcat la față de câinile lor și vrea salvarea. Și numai bine, a venit salvarea, dar era târziu. Copilul plângea, ți-a auzit? Cine, nimic, n-am fost să-l văz. Nu m-am să-l văz deloc, de când mi-a spus că e grav. Și am spus, băi, să nu chem salvarea degeaba. Eu am dat numele meu, numărul meu, telefon, ulița cu Troița, a venit imediat, că de la Focșani a venit salvarea. Și aici n-a stat deloc, l-a pus și a plecat, că dacă era cazul mai trata, mai se uita la el, îi lua ceva. A văzut că e grab, l-a pus, salvarea a plecat imediat. Dar știți de vecin dumneavoastră au așa câini periculoși sau... Dar nu vi l-a arătat câinele? Câinele legat în grădină. Să vi l-a arătat. E rău, e mare. E periculos. Păi și credeți că a procedat bine? Mare eu l-am omorât de atunci. Câinele. Dar nu-i divină ea să arătă. Câinele l-am omorât deodată. Nu se mai aștept, mă omor și pe mine. Ce? Nu-i voie. Dumneavoastră v-ați lăsat nepotul să se plimbe pe un copil. Și are trei nepoți aici. O, și făcut femeia mâncare, copilul s-a dus. Cine știe ce? Dar câinele e mai departe. S-a dus la micul de 3 ani, s-a salvat câinele. Ceva că câinele... Nu sărea pe el, până când l-a necăjit. Dacă n-ați chemat dumneavoastră ambulanța, ați dat detalii cum că este grav copilul? Nu, m-a întrebat acolo cum e situația. Am zis, e vecin de la mine, nu poate să dea telefon. A venit la mine, m-a rugat și le-am spus să nu mai nu se chem degeaba salvare. Și plângea. Că a venit două femei și cu ea, cu mătusa. Ce ați făcut cu câinele? A mai mușcat pe cineva până acum? Nu. Îl mai păstrați? Nu vă pare rău, așa nu aveți regrete, nu? Ați omorât câinele? Adu-l încoace, tante, că ți-l omor eu. Mai țineți câinele?
Am aflat noi. Totuși, ce veți face cu câinele? Merge. Vă rog să ne spuneți cum ați găsit copilul. Noi am fost chemați de un echipaj cu asistent în ajutor la un copil mușcat de câine, în stop cardiorespirator. Copilul prezenta mușcături de plăci mușcate la nivelul capului, a feței, ureche stângă cu pierdere de țesut, sângerare probabil, a avut masivă, dar l-a spălat mama până la sosirea ambulanței, era în stop cardiorespirator cu midriază fixă. Am încercat manevre de resuscitare timp de 50 de minute fără rezultate favorabile. Aici, nu l-au găsit, el era cu viață fixată, nu scarează pe ceva. Asta ce înseamnă? Cupilele dilatate.